Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, este partener într-un proiect european interregional de 2 milioane de euro. Archeo Danube își propune să asiste orașele mici și medii din regiunile dunărene în îmbunătățirea gestionării situațiilor de patrimoniu cu accent pe parcurile arheologice urbane. Mai multe despre acest subiect ne spun invitații ediției și anume doamna profesor dr. Mariana Egri, respectiv domnul profesor dr. Aurel Rustoiu. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sărut mâna. Vă rog să ne faceți o prezentare a acestui proiect. De unde a venit ideea și cum a ajuns institutul să se implice într-un astfel de proiect? Proiectul practic a pornit de la o premisă foarte actuală, respectiv lipsa unui cadru la nivel european, un cadru legislativ pentru dezvoltarea parcurilor arheologice urbane. Iar problema pleacă de la faptul că parcurile arheologice urbane sunt diferite de alte parcuri, tipuri de parcuri arheologice, în sensul în care oamenii locuiesc în mijlocul unor orașe construite pe vestigii mult mai vechi. Iar această problemă, acest lucru generează o mulțime de probleme în ceea ce privește dezvoltarea urbană, îmbunătățirea traficului, de exemplu, a rețelelor urbane de apă, de canalizare și așa mai departe. Din această cauză, proiectul își propunea în prima instanță și își propune și acum să ofere o perspectivă generală, aplicabilă în toată Europa, privind, pe de o parte, gestionarea și protejarea acestor parcuri arheologice, felul în care acestea pot fi concepute în folosul comunității, iar pe de altă parte se ofere o cale de dezvoltare a turismului cultural la nivel local, regional, național. Și de aceea, de aici am pornit la ideea studierii acțiunilor legate de parcurile arheologice urbane în alte țări europene și să oferim apoi un cod de bune practici pe care să-l poată folosi oricare comunitate, nu neapărat numai din România sau numai din țările riverane Dunării, dar în toată Europa. Concret, domnule profesor, cum se va desfășura acest proiect? În cadrul proiectului sunt 14 parteneri din 10 țări, toate aflate în bazinul Dunării. Nu întâmplător, programul se numește, proiectul se numește Archeo Danube. Dunărea, în sens simbolic, a legat Europa de la vest spre est, din centrul Europei până la Dunărea de jos, mai ales prin circulația oamenilor și prin circulația oamenilor, evident, prin circulația ideilor. Tocmai de aceea, acest număr de instituții, este vorba de institute de cercetare, de oficii de patrimoniu, de organizații non-guvernamentale, care toate sunt centrate pe protecția patrimoniului, au reușit să facă o echipă care să studieze, să cadă de acord asupra unor principii pe care să le urmărească în vederea stabilirii unor reguli generale prin care putem valorifica patrimoniul care iasă zi de zi de sub picioarele noastre în orașele în care trăim. Majoritatea orașelor din zona Dunării sunt construite peste orașe romane, orașe medievale. După cum blezne se poate vedea chiar și în Clujul nostru, de câte ori se fac construcții sau se fac intervenții în centrul orașelor noastre, mereu iasă de sub pământ vestigii vechi. Din păcate nu există o legislație unitară la nivel european, prin care aceste vestigii să și poată fi puse în valoare în folosul comunităților. Multe dintre ele sunt protejate mai mult sau mai puțin discutabil, în anumite situații sunt puse în valoare, în altele nu sunt puse în valoare. Prin urmare, membrii acestui proiect din cele 10 țări, mă refer la aceste țări, sunt Ungaria, sunt instituții din Croația, din Serbia, din Slovenia, din Austria, din Cehia.
toate aceste instituții cu rol în valorificarea patrimoniului își propun studierea modului în care au fost protejate aceste vestigii până acum, să vedem în ce stadiu ne aflăm de la o țară la alta și pe această bază, în baza acestor studii, să încercăm să găsim niște reguli generale și să încercăm să întocmim un manual de bune practici care să fie apoi util municipalităților în care astfel de vestigii pot fi valorificate. Ați vorbit despre inexistența unui cadru legal la nivel european. De ce nu avem așa ceva, domnule profesor? La nivel european există legislație în domeniul patrimoniului. Avem și noi în România, există și în Ungaria, există practic în toate țările, dar nu există niște reguli generale care să poată fi aplicate apoi concret la în ceea ce privește aceste parcuri arheologice urbane. Ideea acestui grant este tocmai valorificarea și constituirea unor parcuri arheologice urbane care să stimuleze, adică în primul rând să protejeze vestigiile respective și în al doilea rând să stimuleze turismul cultural. Adică este important ca aceste vestigii care iasă mereu din pământ să poată fi valorificate în interesul comunităților și pentru dezvoltarea comunităților locale. Doamna profesor, s-a vorbit despre crearea unui, așa zis, manual de bune practici. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Manualul de bune practici pe care urmează să-l alcătuim va fi, de fapt, un fel de model de acțiune care va fi foarte flexibil, în sensul în care fiecare municipalitate va avea posibilitatea să nu neapărat să aleagă legile sau regulamentele pe care să le aplice, dar pe lângă un cadru legislativ, manualul de bune practici va oferi și posibilitatea dezvoltării sau propunerii unor proiecte de restaurare, de valorificare a vestigiilor respective, de implicare a comunității, pentru că aceasta este o problemă a parcurilor arheologice urbane, este o problemă specifică pe care legislația actuală nu o atinge. Adică există o legislație foarte generală despre protejarea patrimoniului, dar nu avem niciun mod concret prin care comunitatea locală să se implice. Iar acest manual de bune practici va oferi un set de reguli de urmat de fiecare municipalitate care dorește, pe de o parte, să protejeze patrimoniul, pe de altă parte, să implice comunitatea în protejarea patrimoniului și, în același timp, să ofere beneficii. Deci, protecția aceasta a patrimoniului, sigur, costă bani. Dar dacă această comunitate este convinsă de faptul că este o investiție, de fapt, nu doar protejarea patrimoniului, dar și o investiție spre viitor, pe baza patrimoniului, atunci oamenii vor fi mult mai implicați. Ce vrem noi să facem este să le oferim un cadru de acțiune, modalități de acțiune, care să poată fi adaptate la condițiile particulare ale fiecărui parc arheologic, pentru că sunt situații în care este vorba de un oraș mai mic din Europa, care are poate un număr mai mic de vestigii, iar un oraș mai mare, de exemplu, poate să aibă odată o istorie mult mai lungă în spate, să spunem că începe din perioada romană, cum este cazul proiectului pilot care se va desfășura în România. Proiectul pilot se va desfășura la Alba Iulia. În acest caz este vorba de un oraș cu o foarte lungă viață, o foarte lungă istorie. Sunt și situații în care avem ca țintă orașe mult mai mici, unde există o situație particulară. Ei, acest manual va fi flexibil în așa fel încât să le poată oferi comunităților o posibilitate de acțiune inteligentă, concretă și aplicabilă rapid, fără costuri foarte, foarte mari, dar pe baza unor norme legislative și științifice corecte. Din acest punct de vedere, găsiți sprijin din partea autorităților locale? Înțeleg cei cu putere de decizie importanța unui astfel de demers? Vă văd zâmbind. Da, deci trebuie să vă spun că, în general, orașele care participă din cele... Noi avem, în cadrul acestui proiect, avem un număr de proiecte pilot. Institutul de Arheologie al Academiei va oferi suportul științific. Deci, practic, noi vom susține pe cei care vor realiza aceste proiecte pilot în demersul lor cu o bază științifică. Orașele în care se desfășoară aceste proiecte pilot
s-au angajat să participe și să implementeze astfel de proiecte pilot, tocmai pentru că sunt interesați de astfel de demersuri. Și noi credem că prin demonstrarea valabilității unui astfel de demers, cu ajutorul acestor proiecte pilot, vom putea convinge mai clar autoritățile locale și chiar și cele naționale și cele europene, evident, printr-un exemplu clar, decât prin povești sau numai cu o listă de motivații. Asta e mai puțin convingător, dar dacă oamenii văd rezultate, noi sperăm că vom fi convingători. Aș mai adăuga că în cadrul acestui proiect, adică parteneri în cadrul proiectului, sunt o serie de primării din țările pe care le-am enumerat. Unele dintre aceste primării au, sau aceste orașe, au chiar legături istorice una cu alta. Deci cred că e suficient să amintesc faptul că, de pildă, orașul Alba Iulia și orașul Tuj din Slovenia, în antichitate Poetovio, Alba Iulia Apulum, Apulum roman, au avut legături, a spune, mai mult decât simbolice și în antichitate. Legiunea 13-a Gemina, care o știm cantonată la Alba Iulia la un moment dat, a staționat înainte la Poetovio. Deci se pot construi anumite strategii și povestiri istorice pe baza vestigiilor din anumite orașe din zona centrală europeană și prin legăturile lor existente încă din antichitate, cum este cazul aici între Alba Iulia și Poetovio. Revenind la primării, primăriile partenere sigur că sunt foarte interesate și foarte implicate în a promova principiile acestui program, în a promova ideea parcurilor arheologice și a valorificărilor pentru comunitățile pe care le reprezintă. De ce începe acest proiect, domnule profesor, la Alba Iulia? Acolo ați găsit o comunitate mai deschisă sau cetatea și istoria acelui oraș reprezintă un argument de la sine? A contat foarte mult și faptul că la Alba Iulia există deja un suport, o bază de la care se poate pleca. La Alba Iulia s-au mai făcut reconstituiri, unele discutabile, dar altele foarte bine realizate. O serie de reconstituiri și de conservări de vestigii romane sau medievale în cadrul cetății Alba Carolina. Pe de altă parte, acolo noi avem o colaborare tradițională de științifică cu Muzeul din Alba Iulia, iar primăria din Alba Iulia este foarte deschisă la colaborări în acest domeniu. Și atunci am considerat că din partea română, această asociere între institutul nostru, Muzeul din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii și Primăria Alba Iulia, poate fi benefică pentru acest proiect. Și cum a ajuns Institutul din Cluj-Napoca să se implice în acest proiect interesant? Noi avem legături științifice și legături de colaborare cu institute similare din multe alte țări din centrul Europei. Și în baza acestor legături anterioare, științifice vorbind, am fost cooptați în acest proiect mai mare de către liderii de proiect care sunt în Slovenia, de către Academia Slovenă de Știință și de Institutul Patrimoniului din Slovenia. Așa, pe baza acestor legături științifice anterioare, am fost solicitat pentru a participa în cadrul acestui proiect. Doamna Igri, fiind un proiect internațional, care ar fi, bineînțeles, beneficiile? Pe de o parte, vor fi, sau așa sperăm noi, că vor fi unele beneficii strict legate de promovarea patrimoniului arheologic urban, nu numai din Alba Iulia sau din România, dar din toată zona Dunării. Și pe de altă parte, acest proiect va oferi un model foarte clar și foarte util de urmat la nivel european. De asemenea, prin acest proiect vrem să oferim o posibilitate sau un model de angajare publică a comunității în
în acest fel de demers de protejare a patrimoniului. Deci vrem să oferim posibilitatea oamenilor de a participa la protejarea patrimoniului și prin acest demers să convingem oamenii că, de fapt, aceste vestigii pe care le descoperă arheologii în diverse orașe și din România și din Europa nu stau în calea progresului, nu blochează investițiile, nu blochează dezvoltarea urbană. Dacă oamenii sunt convinși că merită să participe într-un astfel de demers și că merită să protejeze patrimoniul, atunci noi sperăm că va fi un pas înainte. Pentru că percepția, nu aș vrea să spun generală, dar există o percepție în comunitate sau în general la noi că arheologia împiedică dezvoltarea, că întârzie investițiile, ori proiectul nostru are și unul din scopurile, să zic, asociate scopului principal este de a integra comunitatea într-un astfel de dezvoltare, într-un astfel de demers, de integrare a proiectului, a trecutului în viața cotidiană a oamenilor. Tocmai asta v-aș ruga, domnule profesor, să dezvoltați. Care este rolul parcurilor arheologice? Scoaterea la lumină a vestigiilor arheologice și restaurarea lor nu este suficientă pentru a vorbi de integrarea acestor vestigii în viața cotidiană. Aceste vestigii, aceste ruine sau aceste construcții vechi sau vestigiile mobile care sunt scoase din pământ, ele trebuie să vorbească, să fie în dialog cu populația care trece, cu vizitatorii, cu cei care sunt în general interesați de turism cultural. Și atunci, pentru a pune în valoare în acest sens vestigiile, e nevoie de o strategie întreagă prin care aceste vestigii să comunice. Prin diverse, a comunica în ce sens? Prin diverse panouri sau diverse modalități explicative prin care oamenii să fie conștienți și să învețe despre ce este vorba. Și sunt o serie de exemple în Europa, de pildă, în care s-au făcut experimente reușite în această privință. Aș vrea să adaug faptul că în cadrul proiectului noi vom avea o serie de expoziții, dar care vor fi nu de tipul clasic, în sensul în care intri într-o sală, te uiți la niște vitrine, vezi niște obiecte, citești o poveste. Ceea ce vom face noi în cadrul acestor expoziții, una din expoziții va fi organizată la Alba Iulia în colaborare cu Muzeul Național al Mirii și cu Primăria, vom aduce realitatea virtuală și reconstituire virtuale, augmented reality, în care oamenii vor fi invitați să-și folosească propriul telefon pentru a vedea niște reconstituiri virtuale ale felului în care a arătat, de exemplu, în caz concret, orașul roman, de exemplu, Alba Iulia, cum arăta o casă, cum arăta o baracă militară, cum arăta un atelier. În acest fel, noi vom integra în arhitectura vizibilă sau ceea ce s-a păstrat din vestigiile antice, obiecte care altfel sunt în depozitul muzeului, de exemplu, sau în ce raft undeva într-un colț greu de văzut. Dar noi vom avea aceste obiecte scanate și integrate într-un program virtual. Iar vor fi softuri la care oamenii vor avea acces și vor putea efectiv să viziteze în mod virtual aceste reconstituiri de viață cotidiană din epocă romană, din epocă medievală, din secolul XVIII, de exemplu, pentru că Alba Iulia permite, de exemplu, această situație. E bine, aceste soluții pe care noi le propunem sunt foarte ușor de implementat pentru că nu costă mult. Oferă posibilitatea oamenilor de toate vârstele și de toate posibilitățile de mobilitate, de exemplu, sau inclusiv persoanele care au dificultăți de mobilitate, să viziteze în mod virtual și să efectiv să experimenteze prin propriile simțuri viața dintr-o anumită epocă sau o anumită clădire care nu mai există decât în formă de ruine. Acesta este un model de proiect pe care noi încercăm să-l implementăm, iar oamenii, noi sperăm că ne vor oferi
informații despre felul în care ei trăiesc aceste experiențe, în așa fel încât noi să putem să îmbunătățim în permanent astfel de experiențe multisenzoriale în cazul unei expoziții, a unui muzeu, a unei clădiri de patrimoniu și așa mai departe. Acesta este un obiectiv concret, de exemplu, și prin care oamenii se pot implica. Pot să ne spună ce merge, ce nu merge, ce ar mai trebui făcut, iar noi putem să le spunem, da, așa era, acestea sunt datele științifice, vizual. Deci nu liniuțe, nu panouri, nu povești. Și iată încă o dovadă că tehnologia este atât de importantă în procesul de învățare a istoriei, în special pentru tânăra generație. Poate așa tinerii copii ar fi mai atrași de istorie. Da, trebuie să spun, noi avem un cel clar de a angaja mai multe categorii sociale în dezvoltarea acestor proiecte. Iar vom aplica, evident, chestionare sociologice de profil, dar vom selecta mai multe categorii de populație, pentru că vrem să aflăm opinia mai multor oameni, iar una din categoriile public țintă pe care o avem în vedere este cea a adolescenților. Adolescenții sunt foarte obișnuiți cu tehnica, ei nu vor avea probleme să se adapteze la această augmented reality, de exemplu, să înțeleagă mediul acesta virtual în care noi expunem clădiri și obiecte de patrimoniu. Ce vrem noi însă să știm de la ei este dacă mesajul este clar. Deci vă dau un exemplu pentru situația adolescenților. Sigur că vom avea ca public țintă pentru chestionarele noastre și alte categorii sociale, dar adolescenții, repet, sunt categoriile de public țintă pe care le avem în vedere, tocmai pentru că există un oarecare dezinteres față de istorie, față de patrimoniu și există și multă informație mai mult sau mai puțin coerentă și corectă care plutește în mediu. Domnule Rustoiu, în ce măsură ne valorificăm potențialul arheologic din țara noastră? Asta depinde din nou de interesul autorităților din diverse zone. În anumite locuri aceste vestigii sunt bine puse în valoare, în alte locuri s-au accesat fonduri europene pentru restaurarea unor vestigii. Uneori modul în care s-au restaurat e discutabil, din nou s-a vorbit despre asta, dar în ciuda acestui fapt, ele reflectă dorința autorităților de a pune în valoare aceste vestigii. În alte locuri, interesul se pare că este mai puțin axat pe valorile trecutului și pe vestigii. Prin acest proiect pe care noi l-am început să-l derulăm și care se va întinde pe o perioadă de 2 ani și jumătate, sperăm să avem rezultate suficient de interesante pentru a trezi interesul și al acestor comunități și acestor municipalități sau primării care încă nu au început să se gândească la punerea în valoare a vestigiilor pe care le au. Totuși, realitatea tristă ar fi legată de faptul că oamenii de rând locuiesc în România, în multe orașe din România, în locuri atât de frumoase din punct de vedere istoric, fără să-și dea seama. De ce se întâmplă asta? Asta depinde în primul rând de oamenii trebuie să plece deja din școală cu anumite cunoștințe, cu o anumită pasiune pentru vestigii, pentru trecut, dar chiar și așa, cu strategii bine puse la punct din partea oficialităților, interesul oamenilor pentru aceste vestigii poate fi renăscut, ca să zic așa. Și poate atrage interesul publicului. Și dumneavoastră, ca specialist, cum ați vedea o astfel de strategie? Asta vrem să facem în cadrul acestui proiect. Asta încercăm prin metodele pe care
pe care le-a enumerat și colega mea, să încercăm la început prin aceste proiecte pilot să punem la punct niște pași esențiali, pași generali și care apoi să poată fi aplicați de toți cei interesați în punerea în valoare a vestigiilor trecutului. Și de ce? Vreau să spun că probabil că un pas mare înainte ar putea fi făcut chiar și în absența unor acțiuni de genul pe care îl propunem noi, deci noi având de vedere că suntem abia la început, ar fi ca fiecare municipalitate să încerce să-și convingă concetățenii că ceea ce există în comunitate, în materie de patrimoniu, în materie de vestigii arheologice, arhitecturale, artistice, monumente și așa mai departe, nu sunt lucruri moarte și fac parte din viața lor de zi cu zi și nu sunt un obstacol. Pentru asta nu este nevoie de fonduri imense sau o mare echipă care să construiască niște programe foarte sofisticate. Trebuie pur și simplu oamenii implicați în ceea ce se decide în materie de dezvoltare urbană și de integrare a patrimoniului. Atâta timp cât nu este luat în calcul în dezvoltarea urbană și această componentă a patrimoniului, a oamenii nu sunt convinși că protejarea patrimoniului aduce bunăstare și culturală, și intelectuală, și mentală, dar și economică, oamenii nu vor participa și nu vor considera că este util să protejeze un monument sau altul. Iar ca oamenii să înțeleagă valoarea și simbolică și practică a monumentelor și a vestigiilor arheologice din comunitate, trebuie să poată să înțeleagă sensul lor. Deci ce înseamnă acestea pentru comunitate, ce poate să însemne un monument sau altul pentru comunitate și faptul că ei locuiesc într-un spațiu care poate să le aducă bunăstare, chiar dacă este foarte vechi. Domnule profesor, care este rolul Institutului în acest demers? Institutul va asigura suportul științific, ca să zic așa, expertiza științifică, în implementarea proiectelor pilot, nu numai de la Alba Iulia, ci în cadrul celorlalte primării din țările centrale europene care sunt implicate în proiect și în cadrul Institutului vom realiza acest manual de bune practici pentru punerea în valoare a parcurilor arheologice, care apoi va fi distribuit la parteneri și după aceea pe plan european. Va fi un manual online, deci va putea fi accesat de oricine este interesat de aceste probleme. De asemenea, noi avem și rolul de a propune modificări ale cadrului legislativ și la nivel național, dar și la nivel european. Unul dintre obiectivele pe care le avem pentru acest proiect este să oferim posibilitatea legislativului european de a crea un cadru de dezvoltare al acestui tip de parc arheologic. De a oferi o cale concretă, atât legislativă, cât și ca norme metodologice de aplicare pentru toată Uniunea Europeană. Este un obiectiv pe care nu putem realiza singuri. Evident că noi conlucrăm cu oficiile de patrimoniu din țările partenere, din celelalte 11 țări. Sistematizarea acestor informații, sigur, cade în sarcina noastră. La fel este situația și cu datele arheologice din țările și municipalitățile partenere, pentru că, deocamdată, cum spuneam, nu există nimic în materie de legislație și de norme de aplicare pentru protejarea parcurilor arheologice urbane. Doamna Egri, domnule Rustoiu, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru aceste explicații și vă dorim mult succes cu acest proiect deosebit. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție, o seară plăcută, la revedere!